paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I've come through. And I need to go on. Zărnești lanul săgeata, tu ești în prezent. Poți dacă mă este un mai și doi trei și eu știu. Da, toate mai. Din toți mâini se știu. Putea să-i dăm drum. Domnul, în primul rând, pentru cei care se păstoresc astăzi, Sfinții Constantin și Elena, vă doresc multă sănătate și fericire. La voastră, membrilor familiilor și cei pe care vă iubiți. Mai departe, am ajuns într-un moment al trupei României și Timișoreana, în care obligatoriu tragerea la sorți trebuie să făcută în prezența dumneavoastră. Pentru asta, echipele meritorii care au ajuns în această fază sunt următoare. Felix Coștac Rădău, Voința Lunca, Împărțirea Zuița și Avântul Chioșilor din Liga a 5-a, și patru echipe de Liga a 4-a, Avântul Liga a 6-a, pentru care merită și mai multe felicitări. Iar cele de Liga 4-a sunt Alocu, Sparta Zărești, Băința Lardea, ASS Geața și Trece Recuiești. Pentru aceasta, în prima urmă, valorică, vor fi băgate cele trei echipe de Liga a 5-a și una de Liga a 6-a, iar în altă urmă vor fi băgate echipele de Liga 4-a. Mai departe, am făcut acolo acel afiș. Ordinea jocurilor va fi cea din tabelul expus. Mai departe, etapa semifinală se va juca conform acelui grafic, inclusiv etapa finală. Asta înseamnă că sferturile de final le discutăm pe data de sâmbătă, 13.06, pe terenul primei echipe, echipele care vor fi acolo și lui de la 1 la 8. Urmând, noi am făcut o adresă către Gloria Buzău, urmând ca semifinalele și finala să se discute pe Stadionul Gloriei. Astfel, semifinale în cuplaj de la ora 17 și 20, ordinea va fi asta, ca să nu mai avem alte discuții, cum aveți vapa la sorți, asta este. Deci astea sunt sferturile, semifinalele și finala. Nu mai schimbăm nimic. Cine iese de aici, ăsta e primul meci, ăsta e al doilea meci. Nu mai există cale că joc eu al doilea, joacă la al treilea. Deci asta e ordinea, e stabilită. Finala va fi la ora 20 pe Stadionul Gloria, miercuri pe 24. Tot la fel așa cu titlul informativ, puteți să spunem că miercuri pe 24 vor avea loc două jocuri de juniori între câștigătoarele celor două serii de Liga 5-a și Liga 6-a, pentru desemnarea campioanei ligilor respective. Aceste două jocuri au loc în opinie. La ora 16 și 18 pe Stadionul Sintetic Bărnăr Negoiți. În pauza finalei vor fi premiate toate echipele conform locurilor ocupate, vor fi premiați jucătorii golghetele, vor fi premiate echipele care au obținut titlul de... care au obținut locul 1 la campionatul Fair Play. De asemenea, tot ceea ce au obținut locul 1 la alte categorii făcute de noi, vor fi premiate în pauza finale de pe Stadionul Gloriei.
Sperăm să fie un eveniment deosebit. Noi ne-am ocupat în această perioadă, aceea de acolo este cupa care va fi decernată campioanei și va reprezenta județul Buzău în faza organizată de Federația Română de Fotbal. Premiile finale pentru locul 1, cupă, medalii, titlu, o minge, echipament sportiv, locul 2, cupă, titlu, o minge și cel mai bun jucător al finalului. Noi ne dăm interesul astfel încât treaba să iasă cât mai bine și pe placul dumneavoastră și pe placul nostru. Acestea fiind spuse, ca să trecem efectiv la tragerea la sorți. Te rog frumos, bagă eu. O să uitați. Dacă cineva ne permează vrea să verifice biletele, acestea sunt goale. Le introducem în... Aveți încredere? Eu m-aș avea. Dacă cineva să zice... Trebuie să le faci invers. Am funcționat. Dacă aducea și o majoretă, două ori, vă puneam să trag aici. Deci, repet, ordinea jocului este clară, dar nu mai avem întrebări, nu mai avem alte comentarii, că domnul Guiu era supărat de ce nu joacă și metalul. Continuăm. Continuăm. Da? 100 de ani. Astea sunt urnele, te rog frumos să ridici în picioare și pregătiți să zici. Cine din dumneavoastră vrea să treacă la sos? Dacă nu, dumneavoastră, zici, faci omul cu la lui, te rog frumos. Acolo este echipa a doua, aici e echipa ta, aici sunt cele patru echipe de Liga 4. Ești de stadionul? Nu. De aici stai prima dată, că sunt echipele astea, sunt organizatoare de joc, pe care joc. Până la final. Învățirea Zoița. Băi, Învățirea Zoița. Va juca cu... Vă rog. Să rupi de aici la mărie. Mare, baby, mare, local, avându-ți partea sărășită. Băi, doar de gândi. Deci, când dacă dădeau așa? Ia să rădăm cu provocările. Adică, cine câștigă de la noi? Eu știți ce este de la noi. Dacă vă câștigă. Nu putea să zice. Nu putem dădea nici poate. Asta e creștă. Ori eu ca cea mă. Trebuie să o putină. Nu e așa. Nu e așa. Ne-am dorit că ne place la munte. Am văzut cu ești. A, se, trece cu ești. Da? Și vrei să întâmplăm la munte. Ar fi urmea, acum să iasă altceva de. Să iasă pe tal. Iasă, poate iasă pe tal. Nu e problemă. Băința Luca. Băința. Dați două băință. Aici este risipă de băință. Domnilor, astea au fost bilețelele, astea au fost urnele, cu succes, statul de la acolo. Alte probleme, le comunicăm la timpul respectiv. Vă mulțumim pentru participare și înțelegere. Succes, zic eu că este un testul de bună. Cred că pentru fie.
fiecare dintre competitoarele rămase în cursă pentru Cupa României. Există o șansă, fiecare și-o va juca până la capăt. Acum ce să spun, da? Și reprezentanta lui FC Cluj, sper că cel puțin acest obiectiv să-l realizăm anul acesta după ce am ratat campionatul. Noul sistem de tragere la sorți, credeți că v-a dezavantajat? Mai ales că dacă e să vă calificați... Nu, nu o să pune problema de dezavantajare, totuși zic eu, având în vedere pozițiile din clasament, că posibila semifinală dintre Puieș și Lanuri, cred că ar fi fost cea mai indicată să fi fost finală. Asta este. Vedem ce va fi. Tragerea la forță a fost, la sorți a fost bună. Vreau să spun că sunt mulțumit, vedem un culoar bun. Dacă ne concentrăm, avem șanse mari să ajungem în semifinală și chiar în finală. Unde, nu știu, o să vedem cu cine jucăm. Deocamdată să trecem de primul tur. M-aș bucura dacă și cealaltă echipă din comună, Văința Lanurile, ar ajunge în finală și ar fi frumos să ne întâlnim, să facem o finală din ziduri. Ca să vă obișnuiți și pentru campionatul viitor. Ca să vă obișnuiți pentru campionatul viitor, fiindcă suntem ca și promovați și știți că avem intenția să facem lucruri bune la Zoița și inclusiv la Zidu. Și la noi. Mulțumesc! Nici una, nici alta, dar recunosc echipa, valoarea echipei Voința Lanuri. Ce șanse credeți că aveți? Nu vă dați seama. Jucând și acasă cu... Vreau să trec mai departe, semifinală. Cam asta. Revelația acestei ediții a cupei? Da. Felix Poștacă nou. Da, așa este. Sperăm să continuăm. Să mergem mai departe. Ce șanse credeți să mergem mai departe? A fi greu, nu pot să spun că. Zărneșul este o echipă cu tradiție față de noi, al doilea an. Noi suntem mulțumiți că am ajuns până în stadiul acesta să jucăm sferturile de finală, dar totul e posibil în fotbal. Mingea e rotundă și sperăm să... Va avea o încărcătură aparte acest meci, ținând cont de adversar? Nu. Oricare din cele patru echipe de Liga 4 era un adversar redutabil și... Noi nu știu, să vedem ce putem face să fim buturuga mică, care răsfoară carul mare, ca să zic așa.